Salutare, bine ați venit la T-România, eu sunt Alex și astăzi încercăm ceva nou pe acest canal. Astăzi jucăm Vampire Survivors Pre-Start. Jocul a fost lansat pe Steam, cred că acum un an, a fost dezvoltat de un singur individ, dacă nu mă înșel, și inițial l-am văzut pe stream-ul lui Asmongold și am zis că trebuie să încerc. Jocul este destul de simplu, o să dăm start. Momentan am doar un singur caracter numit Antonio. Ce trebuie să faci este să te miști de săgeți, doar atâta, și să supraviețuiești atacurilor. În timp ce te miști, acesta va da cu un bici, deci nu trebuie să folosești tu nicio tastă. Și creaturile omorâte vor da niște cristale ce îți dau experiență. Cu cât rezici mai mult, cu atâta strângi mai mulți bani și cu banii respectivi poți să-ți cumperi iteme, nu neapărat iteme, poți să-ți dai un fel de power-up la abilități și la viață sau la viteza cu care se mișcă caracterul. Să mergem aici jos să luăm astea. Jocul inițial are un slow pace, dar o să vedeți. Hai că avem încă un whip. În momentul în care progresezi, jocul va fi foarte rapid și vor apărea tot mai mulți mobi. Viața tu poți face în modul următor, o să încerc să găsesc un foc să vă arăt cum îți faci viața în cazul în care îți scade viața. De obicei unde sunt aceste focuri, uneori îți dă un fel de pui sau găină sau... și dacă treci peste o să îți poți reface viața. Ok, alegem whip 5 damage să dea mai mult, fiindcă aceștia sunt mai rezistenți, acești zombie, cred că o să vedeți, dacă reziți destul de mult acest joc, that's what she said, dacă reziți destul de mult, o să vedeți că de fast pace ajunge să fie jocul după ce faci un număr ridicat de level-uri. Eu cel mai mult am ajuns la level 14, cred că, bine, nu l-am de foarte mult timp, l-am cumpărat acum câteva două zile. Jocul este la reducere, fiindcă acum este Steam Summer Sale, după cum știți. Și vă puteți lua chiar anumite jocuri la un preț foarte, foarte ok. Diferim de aceștia. Fug jos. Ok, alegem bracers, ne mișcăm un pic mai repede. Poate găsim și o găină de asta, nu. Când apar așa mulți lilieși de ăștia, devine un pic enervant. Aici o găină. Luăm pe aici pe sus. Hai să legem wings, să mișcăm un pic mai repede. Vin și de ăștia cu sulit. E bine că dau destul de mult damage cu biciul, fiindcă... level. Jocul are chiar foarte multe recenzii pozitive, aș putea spune, fiindcă este simplu totuși și foarte fun, adică e chiar foarte fun. Ok. Tot nicio găină încă? Nu, în sfârșit. Am refăcut viața. Și în timp ce progresez, clar o să vină mai mulți minioni sau mobi, cum vreți să le spuneți, mai puternici.
Deci trebuie să investim în damage mai mare sau să... Ok. Mișcăm un pic mai repede, asta e bine. Practic am oprit acum timpul și hai că avem asta cu low. Găsim o găină să ne facem viața. Ok, hai că legem asta. Aici o... Am găsit una. Destul de ok, aș putea spune, nu e... Găsesc un cufăr. Practic, cu acești bani, după ce o să mor, o să vă arăt ce puteți face cu ei. Dar dacă o să cumpărați jocul, o să fie foarte simplu. Jocul este destul de intuitiv, nu trebuie să... nu vă trebuie ceva facultate să-l înțelegeți. Pentru o găină ne facem viața. Aproape full. Sunt foarte rezistenți, cel puțin ăștia verzi. Mor așa de greu. Greșeală. Știu că la un moment dat apar așa de mulți încât măcar level 10 să ajung. Ce le zis? Era ceva bani la care s-a meritat să... Nu trebuie să găsim o găină. Oh, nu, am murit. În fine, hai că dăm quit. De exemplu, acum când dați la power up, vă puteți cumpăra de recovery, de exemplu, sau asta. Hai că luăm asta. Și în funcție cum joci mai eficient, cu atâta poți să evoluezi caracterul mai rapid. Eu momentan mi-am luat un magnet, un speed, un max health și un recovery. Sper că v-a plăcut gameplay-ul. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!